Binecuvântat să fie numele Tatălui nostru și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Îi mulțumim Tatălui nostru prin Domnul nostru Iisus Hristos pentru darul Său suprem, pentru Fiul Său preiubit, care ne-a dăruit o viață nouă prin moartea și învierea Lui, ne-a adus în existență, adăugat încă o zi la viața noastră, ne-a dăruit frați și surori cu care putem să călătorim împreună, ne-a dăruit Duhul Său cel Sfânt, care să ne călăuzească în tot adevărul și pentru ploaia de binecuvântări cu care Dumnezeu nu încetează să ne ude în fiecare zi. Îi mulțumim lui Dumnezeu chiar și pentru această zi ploioasă, deși este o zi ploioasă și mohorâtă, ar zice unii. Totuși, ea este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, dacă ne gândim că apa înseamnă viață și lipsa apei înseamnă moarte, ne dăm seama cât de importantă este și ploaia aceasta. Și de aceea, de multe ori în Biblie, ea este asociată cu binecuvântarea. În acest sens, găsim între binecuvântările pe care le-a rostit Dumnezeu prin robul Său Moise și binecuvântarea obținută prin ploaie. Citim în Deuteronom 28:12, Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. De asemenea, Apostolul Iacov vorbește despre ploaie pe care o așteaptă cu multă răbdare lugarul ca să rodească pământul și tot așa ne spune Iacov, trebuie și noi să manifestăm răbdare, să așteptăm cu răbdare binecuvântările din mâna lui Dumnezeu. Așa că citim în Iacov 5:7, fiți dar îndelung răbdător fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roadă scumpă a pământului și așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Chiar Dumnezeu și Domnul nostru Iisus este asociat cu ploaia. Citim asta în Osea 6:3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Și un ultim text care aș dori să-l pomenesc, deși nu amintește despre ploaia naturală, amintește în schimb de ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu și îl găsim în Maleahii 3:10, unde zice aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dorim ca și în această zi Tatăl Ceresc să ne ude cu ploaia binecuvântării sale prin fratele Bujor Augustin, pe care dorim în mod special ca Dumnezeu să binecuvânteze și nouă Dumnezeu să ne dea urechi și inimi deschise. Vom începe programul de astăzi cu cântarea 232 și fratele Zoica și Nicolae ne va conduce în rugăciune. Sosit la noi
Scripturală vis-a-vis de
ceea ce vreau să vă prezint în această dimineață. Și anume, i-am pus numele și am folosit titlul Înțelepciunea retrospectivă a lui Solomon. Am folosit acest titlu, Înțelepciunea retrospectivă a lui Solomon, deoarece ne vom pune pe noi înșine aproape de sfârșitul vieții lui Solomon și vom arunca o privire retrospectivă în acele vremuri. Vom face aceasta studiind anumite părți din cartea Eclesiastului. Desigur că nu putem discuta despre Solomon fără să discutăm despre înțelepciune. Și chiar înțelepciunea este subiectul gândurilor noastre în această dimineață. Cartea Eclesiast a fost scrisă în ultimii ani a vieții lui Solomon și pare să fie părerea lui personală asupra vieții lui. Privind înapoi, el vede unele lucruri pe care le-a făcut rău și ceea ce ar fi trebuit să facă pentru a obține fericirea pe care și-a dorit-o atât de mult. Când am citit cartea Eclesiast, trebuie să admit că a fost deprimantă. De ce? O mare parte din ea descrie părțile negative ale vieții lui Solomon. Una din temele majore pe care Solomon le descrie este faptul că totul este deșertăciune. Cuvântul deșertăciune apare de 37 de ori în cartea Eclesiast, în timp ce în tot restul Bibliei apare numai de 33 de ori. Când privim cartea Eclesiast, vedem un mare contrast față de ceea ce Solomon a scris în cartea Cântărilor. Și în Proverbe. Cartea Eclesiast a fost scrisă la bătrânețe, iar cartea Cântărilor și Proverbele au fost scrise în tinerețe, când el era încă puternic în Domnul. Sunt multe păreri legate de subiectul din cartea Cântărilor cu privire la scrierea acestei cărți. Eu cred că Solomon a scris despre iubita lui tânăra și frumoasa păstoriță menționată în 1 Regi 1 cu 3 și 4, pe nume Abishag Sunamita. Ea era o femeie tânără adusă la slujbă să slujească pe David la sfârșitul vieții lui. Abishag nu numai că era tânără și frumoasă, dar era și blândă și bună. Și se pare că Solomon s-a îndrăgostit de ea. Marea iubire a lui Solomon pentru ea este ceea ce l-a determinat să scrie cartea Cântărilor. El exprimă astfel ceea ce simte un om tânăr îndrăgostindu-se. Totul era frumos, era fericit și era mulțumit. Cartea Eclesiastului, fiind scrisă la bătrânețe, când Solomon nu mai este pasionat de nimic, după o viață de păcat și plăcere adultere, este scrisă cu remușcările unei conștiințe vinovate. Știind că viața lui, cu toate că a fost plină de succese lumești, a fost în realitate un eșec mizerabil. Eclesiastul nu este scrisă în frumosul stil poetic, cum este cartea Cântărilor. Nu este scrisă din culmea fericirii. Este scrisă de un om trist, deprimat, un om care a fost renumit în întreaga lume prin înțelepciunea sa, dar care și-a dat seama că înțelepciunea sa s-a transformat în nebunie. În Eclesiast, Solomon ne dă o ultimă parte de înțelepciune. Aceasta a fost înțelepciunea experienței. Experiența unui eșec real de viață. El a vrut să învețe generațiile următoare motivul acelui eșec. Iar aceștia să înțeleagă de ce el n-a putut niciodată să găsească fericirea, cu toate că au căutat-o atât de mult.
Există un proverb denumit care spune: acei care uită greșelile generațiilor trecute sunt sortiți să le repete. Aceasta pare să fie ceea ce Solomon ne atenționează. El folosește experiențele lui ca și unul care a văzut totul și ne spune că nu este nimic de valoare în lume, că există numai un singur loc unde poți găsi fericirea, și anume, numai la Dumnezeu. Aceasta este concluzia generală a cărții Eclesiastului. În timp ce am citit, am simțit cu adevărat milă față de Solomon. Dar aceasta a fost alegerea lui. Să trăiască cum a trăit. Așa cum, în cele mai multe cazuri, este alegerea noastră să trăim cum vrem. Dacă Eclesiastul a ajutat pe cineva să ocolească greșelile care au ruinat viața lui Solomon, atunci merită să-l studiezi. Ce? Cartea lui. Exemplele pe care le prezintă în carte. Cuvântul Eclesiast înseamnă predicator. Înseamnă unul care adună oamenii la predică. Aceasta este ultimul discurs al lui Solomon, ultima ofertă a lui de înțelepciune. Să începem cu versetul 2 și 3 din primul capitol, din Eclesiast. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiast. O deșertăciune a deșertăciunilor. Repete de două ori. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare? Cuvântul deșertăciune înseamnă gol, nesatisfăcător, fără sens. Solomon spune că totul în viață este fără sens. Aceasta este o apreciere negativă a lui Solomon despre viață. Despre tot. Despre viață. În versetul 3 pune retorica întrebare. Ce folos are munca noastră? Poate cineva să facă ceva care are într-adevăr valoare? Această vedere negativă, în multe cazuri, pare tipică oamenilor bătrâni. Așa aș putea spune că este tipică chiar unor frați bătrâni. Acei dintre voi care se consideră bătrâni, vă rog să nu vă simțiți jigniți, ofensați de comparație, și eu am de luptat cu problemele vieții ca și voi, împotriva părerilor negative și a lucrurilor care ne înconjoară. Aprecierea negativă este aproape totdeauna rezultatul unei vieți de muncă grea. Necazuri și tristețe. Cum ne pot afecta problemele, părerea noastră despre viață? De exemplu, doi oameni pot să privească aceeași situație din punct exact opus, deoarece vederea și părerea lor diferă. Probabil că nu este nimic în lumea asta peste care să avem mai mare libertate decât asupra vederilor, părerilor și comportamentelor noastre. S-ar putea spune că împrejurările sunt cele care controlează vederea și părerea noastră mai mult decât orice. Dacă totul merge bine, există tendința de a avea o părere pozitivă. Dacă împrejurările nu sunt cum am vrea și dacă simțim că sunt peste puterile noastre de a le schimba, atunci tendința este de a avea o părere negativă. Nu voi pretinde că am o formulă magică pentru a vă ajuta să vă schimbați părerea negativă într-una pozitivă. Și eu mă lupt cu aceleași situații ca oricine. Poate privind la situația lui Solomon, putem să ne imaginăm mai bine cum să ne schimbăm părerile, vederile și comportamentele noastre. În versetul 9 și 10, el menționează ce a fost, va mai fi și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată un lucru nou, de mult lucru acela a fost și în vremele de dinaintea noastră. Versetul 12 și 13.
Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel din Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să-mi adâncesc, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelebnicire plină de frută la care supune Dumnezeu pe fiul oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune, ofensă a spiritului. Ultima expresie, ofensa spiritului, este tradusă goană după vânt. A încerca să prinzi vântul este inutil. Este ca și cum ai încerca să prinzi nimicul. Solomon descrie toate muncile oamenilor inutile și fără sens. Știți motivul? N-am înțeles permisiunea răului. Mai târziu vreți. Am zis în mine însumi, iată că am sporit, am încet, în trecut în înțelepciune pe tot ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mi-a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Deșertăciune. Căci unde este multă înțelepciune, este și mânecat. Și cine știe multe, știe, are și multă durere. Aceste sunt cuvinte de început ale unui om care, literal, a fost unul din cei mai de succes oameni care au trăit vreodată. El a avut o extraordinară bogăție, putere, faimă, onoare. El a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni din istorie. Foarte educat și a avut o calificare inimaginabilă pentru a fi rege. El a avut la început înțelepciunea specială acordată lui de către însuși Dumnezeu. Și totuși, în ciuda tuturor acestora, cuvintele pe care le citim indică clar că el niciodată nu s-a simțit realizat în viață. Pentru un om a spune că totul este deșertăciune și nesatisfăcător, pare să arate că era ceva drastic greșit în gândirea lui și stilul lui de viață. Sună ca și cum ar fi vrut să contribuie cu ceva nou în lume, dar a constatat că nu era nimic nou sub soare și nu a putut oferi nimic nou. De observat expresia sub soare din versetul 3, 9 și 14. Solomon privește la viață ca și cum un om natural a fi făcut-o. El se uită la lucruri în condiția lor de degradare și vede că, într-adevăr, nu este nicio fericire în el. A căuta fericirea sub soare, el zice, este ca și cum ai încercat să prinzi vântul cu mâna. Când am început să vorbesc, pare că a apărut, poate că a apărut că eu îl critic pe Solomon. Pentru că am spus că totul este deșertăciune. Dar să știți, el are dreptate. De ce? Nu există lucruri care într-adevăr se poate satisface un suflet omenesc pentru o perioadă nelimitată de timp sub soare. Frecvențele sunt alternative. Când? Unele când? Soare, furtună, vișerie, ploaie, necazuri, suferință, boli și moarte. Sunt sigur că au existat timpuri când Solomon s-a simțit satisfăcut, când a scris cântarea cântării, dar nu a fost perioada care a durat prea mult timp. Ceea ce a lipsit lui Solomon în căutarea fericirii a fost lucrurile de deasupra soarelui. Să observăm că aceasta a fost din cauza că i-a lipsit rolul Domnului în viața lui. Versetul 16 zice: am zis în mine însumi, iar în versetul 17 spune: mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea, să cunosc prostia și nebunia. Nicăieri nu spune că s-a gândit la Dumnezeu și că a meditat la lucruri de deasupra soarelui, încercând să înțeleagă dintr-o perspectivă spirituală. De ce?
Când spun perspectivă spirituală, înțeleg că nu era posibil să aibă Spiritul Sfânt în acela timp. Însă credincioșii din lumea veche, care au trăit înainte de vârsta Spiritului, au avut abilități de a vedea lucrurile prin credință. A vedea lucrurile prin credință este o perspectivă spirituală. De-a lungul întregului timpului, din cauza lipsei de credință, Solomon nu a căutat unde trebuie pentru a avea răspuns la întrebările lui pentru viață. De aceea el a mers atât de departe față de unde a pornit. Solomon a fost ca și un om de știință care avea nevoie de dovada sigură pentru orice ca să aibă sens pentru el. N-o primit-o pentru că n-o căutat-o prin înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Mai trebuie să reiesă din context. Să observă că Solomon era bătrân când i-au plăcut lucrurile neamurilor. În multe împrejurări, timpul poate să fie o unealtă a adversarului. Cred că satana crede că dând timp și ocazii destule poate învinge pe oricine. Și pe Solomon l-a învins. Aceasta a fost metoda folosită de Satan și cu Iov. Solomon și-a început viața plăcând Domnului. În tinerețe a fost puternic în Domnul. Însă cu trecerea timpului a mers gradual în jos. O ilustrație aceasta sunt vechile metode de a captura o cetate fortificată. Vă amintesc cum a fost cetatea Muntelui Masada capturată. Dar dacă ați fi văzut vreodată, cetatea v-ați fi mirat cum de s-a putut captura. Deoarece era construită pe vârful unui munte, atât de înalt, încât ar fi fost imposibil capturarea ei. Însă a fost capturată prin răbdare și muncă grea. Romanii au construit o uriașă rampă de nisip, suficient de aproape de vârf, pentru a putea da asalt împotriva cetății. Le-a luat cam 2 ani să pregătească asaltul. În viața adunării noastre, ați observat poate cum unii frați sunt foarte zeloși pentru Domnul în primii ani, iar pe măsură ce trec anii, sunt atrași de plăcerile vieții. Ei par să se îndepărteze de Domnul, iar focul din inimile lor pare să se stingă. Timpul și experiențele grele testează curajul convingerilor noastre. Timpul și experiențele grele testează curajul convingerilor noastre. A trebuit să fim mereu pregătiți și să fim gata să găsim propriile forțe de zel pentru a avea o viață spirituală bogată. Viața noastră spirituală, după legile naturii umane, tinde spre degradare. Dacă nu există aceea forță constantă care să o mențină vie. Fraților, nu putem lăsa timpul să fie inamicul nostru. Trebuie să fim atenți că acela care renunță la bătălie, la bătălia spirituală, acela va pierde acela lucru ca și cum ar fi renunțat în tinerețe. O vorbă spune, învin și nu renunță. Când suntem obosiți, avem tendința să renunțăm. Se spune despre un atlet că cu cât are performanță mai mare, cu atât trece peste obstacole mai ușor. Iar motivația lui de a învinge este mai puternică decât efortul pe care îl face pentru a învinge. Ar trebui să ne considerăm atleți spirituali și să mergem înainte când înăuntru nostru simțim că am renunțat. Noi nu putem permite lui Satan să ne captureze pe măsură ce trec anii. Noi nu putem permite rampei de asalt romană să fie construită aproape de masada credinței noastre. Întrebarea dificilă este cum să facem acest lucru. Cum putem preveni stagnarea spirituală pe care Satan o exercită asupra noastră?
Așa i s-a întâmplat lui Solomon. A devenit un stagnant spiritual. Și cred că asta vrea el să ne spună în Eclesiast. Să nu facem ce a făcut el. Să nu lăsăm timpul și ispitele să ne acapareze. Să nu ne mințim pe noi înșine. Cum putem justifica în inimile noastre că putem fi aproape de Domnul și să mergem și cu lumea? Mi-ar place să avem un studiu din această temă. Cum putem preveni stagnarea spirituală? Mi-ar place să aud câteva din gândurile voastre în legătură cu această temă. Am să vă dau câteva din ideile mele. Bineînțeles că nu toate din acestea se vor potrivi cu gândurile voastre. Însă încercați, vă rog, să identificați unele care să vă facă atenți. 1. Putem preveni stagnarea spirituală, de exemplu, prin a nu fi invidioși pe cineva care este într-o situație mai bună decât noi. Invidia și gelozia sunt spiritul bolii de degradare. Unul din punctele sensibile la care a căzut Solomon. Ele adesea ne provoacă confuze în gândire și crede că ceea ce noi avem vrem este ceea ce avem noi nevoie. Cred că Domnul știe mai bine decât noi ceea ce avem noi nevoie. 2. Putem preveni stagnarea spirituală prin a găsi în diferitele situații dificile în care ne aflăm deseori și pe care nu le putem schimba mulțumirea în ceea ce avem. În situații grele, mulțumirea poate să vină prin simpla încredere în Dumnezeu și să ne amintim atunci că viața noastră este în mâinile Lui. Să credem aceasta cu adevărat, considerând că dacă aceasta este experiența pe care El o alege pentru noi, atunci aceasta trebuie să fie o bună lecție pentru noi. Mulțumindu-ne cu ce avem, în încercările pe care le trăim, vom crește spiritual. Și 3. În privința stagnării spirituale, foarte important este să nu fim ispitiți să credem că voința noastră nouă poate să stea vie fără susținere spirituală. Vă reamintesc că noua voință are nevoie de exercițiu. Trebuie mereu să o folosim, să ne folosim mintea și corpul în acest exercițiu spiritual. În Romani 8:11, dacă ați fost, care ați fost duminică, vă amintiți că fratele Eugen s-a ocupat de întreg capitolul 8 din Romani. Și versetul 11 aici. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce v-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupele voastre murite din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Spiritul Sfânt cere ca noile noastre voință să folosească mintea și corpul nostru pentru a-i servi. Stagnarea spirituală adesor vine ca rezultat al lipsei de exercițiu. Vedeți ce importanță are adunările? Ultima mea sugestie este dată de Apostolul Pavel din Evrei 12:3. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gătiți de o coțală în sufletele voastre. Să ne întoarcem în cartea Eclesiast 1:18. Cum reacționați la afirmația lui Solomon căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere? Sunteți de acord cu aceste afirmații ale lui Solomon? Credeți că are dreptate? Nu sunt oare de dorit înțelepciunea și cunoștința? Cred că răspunsul în contextul vieții lui Solomon este că înțelepciunea fără scop este nefolositoare. Cunoștința fără o înțelegere adâncă, intenții reale a lui Dumnezeu, ne informează în ce condiții reale suntem. Aceasta, cunoștință singură, aduce tristețe și durere. Până aici a ajuns Solomon. Când mă gândesc că omenirea va trăi veșnic, mă gândesc la ce mult vom cunoaște atunci. Câteodată mă gândesc că omul ar putea obosi învățând așa cum a fost
a făcut Solomon. Gândiți-vă, vorbim despre eternitate. Pentru totdeauna. Concluzia este că pentru eternitatea învățării trebuie să fie o eternitate a scopului. Deci, nu fără scop. Are un scop. Fiecare înțelege. Cunoștința fără aplicare aduce plictiseală, iar cunoștința cu scop folositor aduce împlinire, iar îndeplinirea aduce fericire. Aceasta e a lipsit lui Solomon. El nu a învățat ce să facă cu ceea ce a știut. Și spune că cercetarea lui pentru realizare și fericire l-a dus la încercările de pe drumul vieții. De exemplu, în capitolul 2 cu 1 până la 10 spune așa: am zis inimii mele, hai, vreau să te încerc cu veselie, să guști fericirea. Dar iată că și așa se te-o deșertăciune. Am zis sârsului, ești o nebunie. Și veselie, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselești trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune. Și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiul oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi, am sădit în ele tot felul de pom roditori, mi-am făcut iaduri ca să aud dumbrava unde cresc copacii, am cumpărat rob și robe, am avut copii de casă, am avut cireri și boi, turme de oi, mai mult decât tot cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât tot ce era înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păsat chiar și înțelepciune. Tot ce mi-a poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea în toată osteneala mea. Care este prima voastră reacție la ceea ce spune Solomon aici? Eu sunt împotriva multor lucruri pe care le-a făcut pentru el însuși. În versetul 10, Solomon spune că la început s-a simțit mulțumit de toată munca lui, în inima lui. Și inima lui s-a bucurat. Dar a ajuns la concluzia inevitabilă că aceste lucruri sunt total nesatisfăcătoare. Atunci a murit viața, căci nu mi-a plăcut ce să face sub soare și totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-a murit până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și acum mă opresc un picuț, îmi permite trecut și timpul. Vreau să vă aduc câteva aspecte cu câteva pasaje scripturale scurt, o să fiu, să mă încadrez în timp, să vedeți anumite lucruri pe care Solomon nu le-a respectat. De ce? În practicile oamenilor care nu erau sub conduita și supravegherea Spiritului Sfânt și nu au ascultat de legile și poruncile Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în pace. Să-și aleagă drumul. Iar ca împărat, vă citesc din Deuteronom, capitolul 17, începând cu versetul 14. Îngăduiți-mi să vă citesc aceste pasaje ca o completare până la subiectul de aici. De ce? O să vedeți că aici spune că și-o sădit vin și-o adunat aur, argint, femei, copii, de tăte și la urmă au constatat că e o bană după vânt. Deci nu l-am mai mulțumit. De ce? Hai să vedem de ce. Care este cauza la care s-a ajuns Solomon? După ce vei... Titlul este Legi pentru împărat. Gândiți-vă că în Deuteronom la ieșire Moise descrie și acest amănunt. Dumnezeu în preștiința asta au știut cu sute de ani înainte că evreii și-o ceare un împărat. Și uitați-vă metoda și indicațiile prețioase și valoroase la care el nu l-a seama. Și cred că el, ca împărat, nici nu l-a interesat aceasta. De ce? Reiază din contextul Scripturii pe care l-a consemnat în Eclesiastul. De ce? Să ascultăm.
După ce veți intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Și anume, să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fie fratele tău. Versetul 16. Dar să n-aibă mulți cai. Citiți cu atenție și o să vă citesc în întâi judecători și în ăsta. O să vă le citesc pe toate trei pasaje. Să n-aibă mulți cai. Să nu se întoarcă, să nu întoarcă pe popor în Egipt, ca să aibă mulți cai. De ce să nu se ducă în Egipt? După cai. Că ar fi urmat exemplul dumnezeilor falși și i-ar fi dus în rătăcire. Și aceasta i s-a întâmplat. Să n-aibă mulți cai. Ori el asta a făcut-o. Căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta să luați exemple de la egipteni. Nu așa e scris, dar asta e concluzia. Că aici l-a greșit ăsta, Solomon. Să n-aibă un mare număr de neveste. El tocmai asta l-a făcut. Ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și de aur. Auzit? Ce frumos! Să nu le strâng. Că se va așeza, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărățiului, să scrie pentru el într-o carte, o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoți din neamul leviților. Auzit? Care a fost secretul? Să margă să ceară de la leviți o copie ca să respecte. Eu nu am făcut așa ceva. Dovadă este că aici o ajuns la concluzia lui la bătrâneți. De ce? Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui ca să învețe și să te teamă de Domnul Dumnezeului, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncele acestea. Versetul 20. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncele acestea, nici la dreapta, nici la stânga. Și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Citesc în 1 Împărați, capitolul 4, versetul 20 și 21. Dacă slujitorii și cei mai înalți oameni din pe care și-au ales Solomon, începe cu versetul 1 din capitolul 4, citesc 20 și 21. E foarte important, citesc numai esența a ceea ce mă interesează vis-a-vis de tuturor. Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărcul mării. Ei mâncau, beiau și se înveseleau. Versetul 21. Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la râu până la țara filistenilor și până la hotarele Egiptului. Ei aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. Citim 2 Cronici, capitolul 9, versetul 1 și 2, versetul 13 și versetul 23-26. Și acum, ca completare, de ce? Împărăteasa din Seba a auzit despre faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare, cămile încărcate cu mirodenii, cu aur, mult, de tot, pietre scumpe. Auzi? Aur mult, pietre scumpe. S-a dus la Solomon și a pus tot fel, i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să-i lămurească.
Împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise. Observați ce-a făcut. I-a adus daruri. În general, frate, știu că niciodată ce scrie în Genesa, capitolul 15, cu versetul 18, promisiunea lui Dumnezeu lui Avram că i-a dat țara, că i-o promite, de la râu până la mare și toată porțiunea aceea. Toți, frate, știu că nu stăpânit-o poporului. Să știți că Biblia spune că o folosit-o. Și dacă David a folosit anumite părți din teritoriile respective prin războaie pe care le-au câștigat împotriva poporului, să știți că Solomon nu o stăpâni prin putere, ci prin înțelepciune. De ce? Păi Scriptura dovedește acest lucru. Și am citit. Am citit aici în versetul 2 și citim în versetul 13. Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. Vedeți? Și mai vine și alte. Asta numai ce vine lui. Citeți versetul 23. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o puse Dumnezeu în inima lui. Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint, lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai, catâri. Așa era în fiecare an. Observăm? În fiecare an. Solomon avea 4.000 de iesle pentru cai, de la carele lui și 12.000 de călăreți pe care așezase în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. El stăpânea peste toți împărații, de la râu până la țara filistenilor și până la hotarele Egiptului. Știți că David reprezintă din vârsta evanghelică unde începând cu Domnul avut războaie, iar Solomon reprezintă stăpânirea lui Iisus Hristos în domnia milenară? Ce frumos! A fost un prototip, o umbră și el a stăpânit nu prin forță, ci prin înțelepciune. E foarte interesant că aflăm că el i-a adus daruri. Exact așa cum se spune în profet. Dacă citim Cartea Proverbilor, Solomon scrie excelente sfaturi despre ajungerea la înțelepciunea spirituală. El spune concret și ne dă sfatul cum să ajungem la fericire. Însă el, în realitate, nu a fost în stare să o găsească. Câți dintre noi pot să spună că sunt cu adevărat fericiți? Câți dintre noi simt în ce relație sunt cu Domnul? Veche, plictisitoare, nesatisfăcătoare sau proaspătă, vitală, emoțională, cu iubire, ca și în cartea lui Solomon, unde este cu adevărat o relație de iubire ardătoare. Eu nu pot să citesc inimile voastre, dar mi-ar place să vă ofer observație despre mișcarea adevărului în general. Mi se pare că este mai mult minte decât inimă. Suntem atât de preocupați de doctrina noastră să fie pur, încât uităm că relația noastră cu Domnul trebuie să fie iubire. Suntem, de fapt, avertizați de același pericol în care a fost Solomon. El merge mereu a privit lucrurile din punct de vedere intelectual, nu cu ochii inimii. Nimeni nu va găsi vreodată fericirea numai cu capul. Noi putem fi plini de înțelepciune, folosind atât mintea cât și inima, în încercarea noastră pentru a face voia Domnului. În încercarea pentru realizări, mintea lui Solomon i-a spus să fie atent la ceea ce putea face pentru el însuși. Este trist că Solomon nu a învățat niciodată că realizarea nu vine niciodată la cei ce caută lucruri pentru ei, la cei care construiesc pentru propria lor plăcere. Adevărata cheia fericirii este a face pentru alții. Iată ce înseamnă legea spirituală a iubirii lui Dumnezeu. Solomon spune: am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Aceasta este o afirmație corectă.
El vrea să spună că în experiența lui a învățat că cercetarea pentru cunoștință a fost o experiență mult mai de preț decât cercetarea pentru plăcerea simțurilor, așa cum lumina este mai bună decât întunericul. Nu cred că Solomon a căutat înțelepciunea scriitorului. Înțelepciunea lui a fost cunoștință, deșteptăciune, istețime. Amintiți-vă cum a rezolvat Solomon disputa dintre cele două femei care susțineau fiecare că copilul le aparține. El a zis că vrea să împartă copilul în două, astfel ca amândouă să aibă o parte, știind că adevărata mamă nu va permite asta, chiar dacă copilul va fi dat celelalte femei. A fost clar și inteligent. Solomon a știut ce simte o mamă iubitoare în inima ei. Darul lui Solomon a fost mult spre înțelegere decât spre adevărata înțelepciune spirituală. Putem deci să ne întrebăm de ce nu i-a dat Dumnezeu înțelepciune așa bună? De ce i-a dat numai înțelepciune și istețime? Înțelegere, inteligență. Eu cred că răspunsul are de-a face cu voința liberă. Pentru că Dumnezeu nu forțează voința nimănui și nu forțează pe cineva să-l asculte. Când darul el alege ca să dea numai abilități mecanice, ca vorbiri în limbi sau vindecări. Dar când vine vorba de caracter, aici cer acțiuni voluntare, iar Dumnezeu alege să lase timpul și experiențele să testeze și să dezvolte acestea în inimile noastre. Timpul, tipul de înțelepciune pe care noi ar trebui să-l căutăm, nu poate fi dat ca un dar. Aceasta vine ca rezultat afecțiunii spiritului asupra vieților noastre și prin experimentarea și aplicarea principiilor spirituale, adesea spune că experiența este cel mai bun învățător. Însă cu cât experiență mai mult, cred că pentru a fi împlinit, experiența singură este numai jumătate din formulă. Formulă cealaltă, jumătate este Spiritul Sfânt, care ne ajută și ne completează. Având în inimă experiență și Spiritul Sfânt, vom avea și înțelegere. Aceasta este înțelepciunea spirituală. Solomon a depins atât de mult de darul înțelepciunii, inteligenței, deșteptăciunii și de abilitatea de a înțelege lucrurile pământești, încât el nu a reușit să învețe procesul înțelepciunii spirituale, pe care l-a neglijat întreaga lui viață. Solomon nu a avut la dispoziția cheia pentru a găsi adevărata înțelepciune spirituală pe Iisus Hristos și Spiritul Sfânt. În Coloseni 2:3 Apostolul Pavel spune că în Iisus sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Pavel nu numai că le-a dat exemple din Scripturi cum să ajungem la această înțelepciune, ci că Domnul ne-a și pus la dispoziție mantaua dreptății care a permis ca Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu să fie în viețile noastre. Parcurgând capitolul 3 din Iacob, această problemă a înțelepciunii spirituale este foarte clar exprimată și pe măsură ce îl vom citi, vom putea compara înțelepciunea spirituală prezentată aici cu înțelepciunea pe care au căutat-o Solomon. Să ne imaginăm că Solomon ar fi aici cu noi și ne-ar întreba unde credem că a greșit în căutarea înțelepciunii. Am putea găsi răspunsul citind pe Iacob 3:13 până la 18. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin bună purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară, duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, sufletească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățatnică. Și roata neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.
Acum putem să ne întoarcem la Solomon și să-l întrebăm dacă aceasta este felul de înțelepciune la care s-a gândit. A procedat el așa pentru a căuta răspunsuri? A fost viața lui un exemplu de umilință care este născută din adevărata înțelepciune? Adevărata înțelepciune ne spune că înțelepciunea noastră naturală este imperfectă și că a luat sfatul numai de la noi înșine, așa cum a făcut Solomon, este o nebunie. De ce? Adevărata înțelepciune ne spune că pentru a face lucruri bune, trebuie să căutăm sfatul Domnului. În încercarea de a găsi răspunsurile Domnului, la problemele noastre, adesea găsim că El ne spune să luăm Biblia și să aplicăm ce învățăm din ea. Ce frumos! Cauți înțelepciune? Cauți bunătate? Citește-l pe Iacob, citește-l pe Apostol, citește-l pe Domnul Iisus, pe profeți. Ia exemple. Că eu spun să nu știe nevestă multe, să nu-și facă avere, că eu și o povară, îl duce într-o parte negativă, ca să constate că tot e o deșertăciune. Să aplicăm principiile despre care vorbește Iacob. Cuvintele lui sunt fundația adevăratei înțelepciuni spirituale. Puritatea, onestitatea sunt elemente fundamentale ale înțelepciunii spirituale. Uneori a fi onest cu noi înșine este cel mai greu lucru în viață. Altfel, alt element al înțelepciunii este să fii pașnic, după cum spunea Iacob, și a fi iubitor de pace. Însă noi nu putem fi pașnici cu o situație necinstită, considerăm că ar fi ceva rău și că am face un compromis. Roada neprihănirii este semnată în pace pentru cei ce fac pace. Iacob spune că înțelepciunea este blândă, mângăitoare, plină de fapte bune și de milă. Nu-i așa că sună frumos ce ne spune Iacob? V-ați gândit vreodată la înțelepciune folosind acest termen? Cine este blând, de fapt, plin de fapte bune și milă, este așa pentru că înțelege că noi toți trecem prin încercări. Ei înțeleg că viața nu este doar alb și negru, sau că un frate care, de exemplu, greșește sau păcătuiește rar, poate nu a vrut să o facă. Ei știu că cu bunătate poți culege o mare recoltă, însă cu judecata nu poți culege nimic. Gândurile bune sunt un medicament în sufletele noastre, iar cele rele, amare și cu nervi, sunt ca o travă spirituală. Fiecare din aceste semințe produce fructe bune sau rele. Dacă ne întoarcem la Iacob, 2 cu 13 este un verset care mi-a plăcut foarte mult. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila, judecata, bine judecata. Mila este expresa iubirii. El ea duce la bunătate când judecata cere dreptate. Aici este victoria în efectul pe care îl are asupra celui care dă și a celui ce primește. Adevărata viață spirituală nu va învăța pe nimeni să încalce mila și faptele bune. Dacă ne întoarcem în Eclesiast, în capitolul 3 citim, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul își are vremea lui. Nașterea își are vremea lui, moartea își are vremea lui, săritul, smulgerea, uciderea, tămăduirea, plânsul, râsul și toate își au vremea lor. Solomon ne spune că există un timp pentru toate lucrurile de sub cer, gândindu-se la ordinea naturală a lucrurilor pe care Dumnezeu a pus-o în creație, ția lui. Însă noi putem să găsim o semnificație mai adâncă a acestor lucruri, aspecte mai profunde ale relației lui Dumnezeu cu omul. În versetul 10 spune, am văzut la ce îndelegnicire supune Dumnezeu pe fiul oamenilor. Solomon a observat munca pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să se supună cuvintelor aspre ale tratamentului și a văzut necazurile oamenilor în felul în care le-a permis Dumnezeu. Nu credeți că este bine să înțelegem ce înseamnă permisiunea răului? Solomon n-a înțeles-o. N-a avut o înțelegere clară asupra permisiunii răului. În versetul 18 și 19 spune, am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni ca să-i încerce Dumnezeu și ei însuși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Căci soarta omului și a dobitocului sunt aceea. Aceea soarta omului, că omul
moare, cum moare unul, așa moare și celălalt. Tot au aceeași suflare și omul se întoarce și nu trece cu nimic pe dobitor, căci totul este deșertăciune. Solomon a simțit durerea experienței, dar nu a înțeles scopul lui Dumnezeu și însumează întreaga concluzie în termeni foarte simpli. La sfârșitul Eclesiastului spun. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie. Aș vrea să mă întorc la Solomon în tinereța lui, când a început să caute și să găsească înțelepciunea spirituală. În Proverbe, capitolul 3, îl spune: Fiule, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-le la cât, scrie-le pătăvița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bezui pe înțelepciunea ta, cum a făcut Solomon. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. O mulțime de sfaturi bune pe care Solomon nu le-a pus în practică. Aici Solomon era foarte aproape de cei ce căuta. Cu cunoștința nepusă în practică este dăunătoare și păgubitoare. Înțelepciunea și cunoștința lui l-au dus la concluzia că totul este deșertăciune. Pentru că s-a încrezut în înțelepciunea lui. Dacă și noi ajungem la bătrâneță, la aceeași concluzie, atunci am pierdut mult mai mult decât el. Îmi doresc mie și vouă ca înțelepciunea și cunoștința curată despre care vorbește Iacov, să fie aceea care să ne însuflețească și bucuria și pacea pe care o dă adevărul în puterea și tăria Spiritului Sfânt. Acum câteva versete din Biblie cu care vreau să închei. Citesc din Iov, capitolul 15, cu 2. Acolo vorbește Elifaz împotriva lui Iov. Și uitați-vă ce spune el, scurt, versetul 2. Se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune deșartă? Aceasta e concluzia lui Solomon, că totul e o deșertăciune. Înseamnă că a pierdut adevărata înțelepciune și scopul înțelepciunii pe care el l-a oferit la început Dumnezeu. Iov 32, cu 7, 8 și 9. Eu îmi ziceam să vorbească bătrâneța, mare număr de ani, să învețe pe alții înțelepciunea, dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Foarte interesant. Nu vârsta aduce înțelepciune. Nu bătrâneța te face în stare să judeci drept. Proverbe 16 cu 22 și 23. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește. Și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. 1 Corinteni 1, 22-23. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care nu seamănă cu lui Solomon. 2 Timotei 3:14-15. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie deplin, desăvârșit și cu totul destoniu pentru orice lucrare bună. Și îmi permiteți încă un minut să vă citesc subiectul zilei de astăzi.
care l-ați citit, voi ați cunoscut. E foarte frumos, aveam și din 25 ianuarie, dar dimineața, azi noapte, de fapt, l-am citit de mai multe ori. Îi din psalmul 25:9. El face pe cei smeriți să umble în dreptate. El învață pe cei smeriți calea sa, pe care o pierdut-o Solomon. O astfel de dispoziție este esențială pentru cei ce voie să privească înțelepciunea de sus, nu cea de jos. Cu umilință ei trebuie să-și recunoască slăbiciunile și lipsa de înțelepciune. Altfel, nu pot primi liber cu toată inima înțelepciunea pe care Dumnezeu vrea să o dea acum numai celor a căror inimă este într-o atitudine potrivită pentru primirea ei. Se va mai vedea că umilința minții, ca baza spiritului minții sănătoase, este esențială. Că cine poate gândi drept, de înțelept, drept, nepăcinutor, dacă înainte de toate nu are umilință. Din acest motiv, trebuie să recunoaștem că umilința este un element fundamental al dispoziției sau minții lui Hristos. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc și fratelui Pujor pentru cuvintele pe care le-a adus. Biblia ne dă multe sfaturi în a găsi adevărata fericire și pentru a fi și la bătrânețe tot plin de zel, așa cum ne spunea despre Solomon că a fost la început și spre sfârșitul vieții, el a decăzut. Și un secret îl putem găsi, voi citi două texte scurte, unul din Psalmul 1, unde zice așa, și sar direct la versetul 2, și fac legătură cu 1, ferice de omul care își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El va fi ca un pom sădit lângă niște păraie de apă care își dă rodul la timpul său și a cărui frunză nu se veștejește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Și în completare, din Psalmul 92:13, cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe și sunt plini de suc și verzi. Și să ne ajute Domnul să fim toată viața noastră și acest lucru putem realiza doar fiind sădiți lângă Cuvântul lui Dumnezeu, stând lângă Cuvântul lui Dumnezeu și meditând zilnic la El. Domnul să ne ajute la aceasta. Vom încheia prima parte cu cântarea 275, după care vom avea un moment pentru dedicat pentru rugăciune. Lumină, noapte.
gloriei tale cerești și a sfințeniei tale frețe. Venim să aducem și noi jertfa buzelor noastre, plin de admirație pentru cuvântul tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai mai adăugat o zi la viața noastră, că ai pus îndemnul în inimile noastre să venim în acest loc pentru a ne adăpa și a ne hrăni din cuvântul tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai ridicat mahrama de pe ochii noștri și putem vedea marile promisiuni scumpe pe care le ai tu pentru cei ce vor respecta legile tale, pentru cei care vor asculta cuvântul tău, pentru cei care îl vor urma pe înainte mergătorul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, cel ce de bunăvoie și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să avem viață. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat în cuvântul tău să nu ne îngrijim decât de căutarea împărăției lui Dumnezeu, pentru că celelalte le vom primi pe deasupra. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea pe care a dat-o Domnului Solomon, dar mai presus de aceasta, dă-ne sărăcia în duh care a avut-o Solomon pe înălțimile capăunului când l-a cercetat Domnul cerându-i cere, iar el i-a cerut înțelepciune ca să poată conduce un popor atât de mare. Și promisiunea a fost, fiindcă n-ai cerut pentru tine nimic, îți voi da înțelepciune și îți voi da, dacă vei asculta, îți voi da mult pe deasupra. Nu ne lăsa să cădem în patima lui când a ajuns la putere și când n-a mai respectat nimic din legea pentru împărat. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, că Tu ne călăuzești, că Tu ne conduci, că Tu ne aperi și ajută-ne, Doamne, ca pe cărarea pe care am pornit să nu cădem de oboseală, să nu ne întoarcem de unde am pornit, până când vom ajunge la țintă. Și ținta este frumoasa Ta împărăție. Fii, Doamne, cu cei care n-au putut să vină în acest loc, deși au avut dorințe din cauza de boli și sau alte cauze, fii la căpătăiuri și lor și ajută-i, sprijină-i, ca să nu-și piardă curajul și credința în Tine. Fii, Doamne, și cu cei care vor fi astăzi, la unde vor conduce pe ultimul drum, la mormântarea din Carnic, ajută-le ca să săvârșească această lucrare în cele mai bune condiții. Fii, Doamne, cu noi în continuare și cu cei care vor împărți drept cuvântul Tău și ajută-le ca tot ce se va vorbi aici să fie spre slava, cinstirea și mărirea numelui Tău. Îți mulțumim, Doamne, de toate și de tot, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Te lăudăm, te cinstim și te preamărim astăzi și în veci de veci. Amin. Amin. Și astăzi te-ai îngrijit să ne dai din cuvântul tău. Îți mulțumim, Tată Sfânt, de toate binecuvântările tale, spirituale, dar și materiale, că de toate te îngrijești de noi. Doamne, Tată Sfânt, din ceruri, revarsă peste noi din cuvântările tale și în continuare și ne ajută, Tată Sfânt, ca să călătorim pe această vale a unor emoții, cât mai avem de călătorit cu frică și cu tremur, Tată Sfânt, ca să nu supărăm Sfântă Fata Ta. Revarsă peste noi Spiritul Tău cel Sfânt, care să ne dea înțelepciunea și curată ce vine de suflet la Tine, pentru a putea, Doamne, înainta pe cărărușa îngustă, pentru a putea zdrobi și omorâ orice urci murdară care pere noastre, pentru a înfrânge mândria care, din care subim o sumetenie de păcate și pentru a zdrobi tananiții din interiorul nostru, dar și din exterior. Te rugăm, Tată Sfânt, să ne îmbraci cu toată armătura Ta, ca să putem sta în picioare în această zi rea. Ajută-ne, Doamne, ca să învățăm mai mult și să studiem mai mult cuvântul Tău, care este o lumină pe cărarea noastră. Te rugăm, Doamne, Părinte Sfânt, să ne ajuți așa, cum scriem cuvântul Tău, să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smeriți cu Tine. Te rugăm să te înduri, Doamne, de toți cei ce te cheamă și te caută în orice loc din această lume, dintr-o inimă curată, te rugăm să-i binecuvântezi, să-i întărești, să le ajuți în probele și în încercările lor. Doamne, că mereu avem de luptat în trupurile acestea, ori într-un fel, ori în altul. Te rugăm să ne iați multele noastre greșeli și imperfecțiuni,
Să le aruncem mare dorii, să ne iați în numele Scumpului nostru Mântuitor și Domnul pe care Tu ne ai dat. Doamne, Părinte Sfânt, Te rugăm să ascultă micuța noastră rugăciune, să ierți dacă ceva a fost nepotrivit. Învește-te fi lăudat împreună cu Domnul Iisus. Amin. Amin. Am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și în partea a doua a programului, în care am dorit să-L slăvim pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos prin cântări, prin poezii. Și după care vom avea, după cum știm, studiul din Evanghelia după Matei. Cântarea va fi de început slavă, slavă, o să fie proiectată. Good.
32, înainte de a cânta cântarea 32, am pregătit și cântarea legat chiar de subiectul fratelui Bujor, Bucură-te, tinere, legat, inspirat chiar din Solomon, Eclesiastul, capitolul 12. Cât ești tânăr, nu poți să alegi cum vrei să trăiești. Pasul vieții să-l îndrepti înspre ce iubești. Poți necazul din inima ta să îl conești. Doar bucurie poți căuta și tot ce-ți dorești. Amen.
chiar din tinerețea noastră, să umblăm căile Domnului în lumina Sa și astfel vom găsi fericirea toată viața noastră. Înainte de a pregăti cântarea 32, o să rog pe fratele Iuliu să ne servească și el cu darul care l-a primit din partea Domnului. Unul dintre darurile lui Dumnezeu pentru noi astăzi a fost o lecție din Vechiul Testament. Plină de învățăminte și semnificații, dacă am luat aminte și vom lua aminte. Tot din Vechiul Testament vreau și eu să vă spun o mică poezie. Cântarea pe care Moise a cântat-o la Marea Roșie a fost inspirată din bucuria pe care a avut-o văzând cum Dumnezeu a izbăvit pe Israel. Nici o picătură de apă nu s-a scurs din zidul ce se formase la stânga și la dreapta, până când cel din urmă israelit nu a trecut sau nu a pus piciorul pe talul celălalt. Apoi, așa cum știm din relatarea biblică, Moise și-a întins mâna spre mare și apele au revenit la locul lor, acoperind carele, călăreții și toată oasta lui Faraon. În cântarea de laudă pe care o aduce lui Dumnezeu, Moise zice: prin durarea ta ai călăuzit pe poporul acesta. Și prin puterea ta îl îndrepți spre locașurile sfințeniei tale. Cât de adevărată este acest lucru și pentru noi? Am putea să spunem așa ca și Moise: prin puterea ta, prin îndurarea ta, Doamne, ne-ai călăuzit până aici. Și prin puterea ta ne conduci în continuare spre munții cei sfinți, spre idealurile mărețe ale împărăției sale. Toți aceia care pe care i-a ales Dumnezeu, pe care Domnul nostru Iisus Hristos i-a răscumpărat și care se încred în căpetenia mântuirii lor, vor trece cu siguranță Marea Roșie, Marea de Sticlă și Foc. Și vor ajunge pe sărcul celălalt, pe malul râului vieții. Când toți vor fi acolo și niciunul nu va lipsi, atunci se va cânta nu cântarea pe care a cântat-o Moise la Marea Roșie, ci cântarea lui Moise și a mielului. Mari și adevărate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate a neamurilor. Cine nu se va teme și nu va slăvi numele tău? Și am observat o mică coincidență, fără relevanță. Cântarea lui Moise este redată, ne este redată nouă în Exod 15. Iar cântarea lui Moise și a mielului în Apocalipsa 15. Asta am spus așa, poate pentru frumusețea coincidenței. Dar să vedem ce a cântat Moise. Nu vă rezem mult. 3-4 strofe. Voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cap și călăreți. Întreaga națiune se admire isprava că în ochii lui Israel este de mare preț. Domnul este puternic, tăria lui vestită, cu ea am trecut mare așa ca pe uscat, iar carele lui Faraon și oastea de elită, când au pășit în mare, cu toți s-au înecat. În măreția slavă el s-a dezlănțuit, pe toți viteși lor urmați de pedestrine, talazurile mării au prins și înghițit, cu Faraon în frunte s-au dus în adâncime. Cine e așa ca tine, drept și adevărat, bogat în fapte bune, făcător de minuni? Cine e așa ca tine, poporul și-a salvat și l-a făcut să fie primul în națiune? Când vor afla poporile, se vor înspăimânta Edom și filistenii, triburi de cananiți, războinicii Moabului se vor cutremura, căci Domnul îi conduce pe israeliți. Poporul lui Israel, cel ai răscumpărat, va primi moștenire în muntele tău cel sfânt. Acolo este locul cel binecuvântat. Acolo e Canaanul promis prin legământ. Amin. Mulțumim fratelui Iulian pentru cuvintele care ne-a adus.
În următoarea cântare, care este o continuare la ceea ce a spus, care vorbește despre muntele acela înalt, unde sunt invitați toți sfinții. Cântarea 32, pe muntele înalt veniți voi, sfinți. Pentru clarificare, am uitat și am greșit să vă amintesc
că ca Psalmul 72 în întregime vă poate completa vis-a-vis de ce am spus din 1 Împărați capitolul 4 și 2 Cronici capitolul 9. Și o să vedeți că într-adevăr evreii sau poporul evreu sub domnia lui Solomon au stăpânit de la mare la râu, conform Scripturilor. Aceasta e părerea nouă pe care am găsit-o în Scripturi, nu e părerea mea. Puteți să o verificați și să o comparați dacă corespunde cu Scripturile. Și din acest punct de vedere vreau să mă clarific că cei care au măsuri neclare vis-a-vis de Scripturi pot să verifice, să vadă dacă ce am spus corespunde cu Scripturile. Oh,
sunt, sau dacă aveți voi ceva saluturi. Știu că sora Livia, am vorbit cu ea chiar duminica trecută. Am vorbit cu ea și se simte mult mai bine. Mă refer, Livia din Rodos, din Cipru. Din Rodos, ei. Nu știu, în Grecia aparține peninsula, aproape de, da, aproape de Turcia, mi-a spus. Se simte mai bine, s-a bucurat mult că am sunat-o și transmite salutări tuturor fraților. Da? Frate, și eu mă rog la telefon și să vă transmite harul pe care Domnului și când facem rugăciuni să la amintim. Mulțumim Tatălui Ceresc, încă o dată, pentru tot ajutorul său și cerem binecuvântarea sa și în acest program. Și înainte de a trece efectiv la studiul nostru din Matei, aș dori să vă fac și eu un anunț. Sper să vă îmbucure, pe lângă multe știri mai triste, să zicem. Faptul că cu ajutorul Domnului în 7-8 mai va fi adunarea pe țară aici în Baia Mare. Cum zicem noi, convenția pe țară, convenția generală sau adunarea generală, da. 7-8 mai, am interesat acum în ultimele zile și am clarificat ultimele detalii și deci în 7-8 mai în sala exact unde a fost adunarea internațională. Și sperăm să fie o binecuvântare pentru toți frații. Deci adunarea națională, zic, nu internațională. Internațională va fi tot în Polonia. Cazarea o să fie în două locuri, așa ca și informație, va fi la căminul universității. Am obținut preț iară bun în sensul în camerele cu 4 locuri, care sunt disponibile în perioada respectivă, că încă studenții, până la sfârșitul anului, studenții nu părăsesc căminele. Am putut oferi acolo 90 de locuri cu 4 paturi în cameră la 15 lei pe noapte, ceea ce este un preț foarte bun. Și va mai fi o cazare, am vorbit acolo cu două pensiuni, mai exact cu una, dar la pensiunea Coral și mai este încă lângă pensiunea Divia, care au aproximativ 40 de locuri, dar undeva la 40 de lei pe noapte, dar sunt condiții de hotel, să zicem, pentru cei care doresc condiții mai bune. Sala de sport se închiriază și de aceea va exista taxă de sală. Câte zile etapă și mare? Două zile. Două zile? Adunare de două zile. Sâmbătă va fi undeva de la ora 10 până la 9 seara. 9 și ceva seara. Va fi, bineînțeles, cu pauze mari între fiecare, după fiecare predică sau discurs. Pentru părtășie, pentru frați. E echivalentul conventiei sau adunării de la Saint George. Da, ce se făcea la Saint George, acum cu ajutorul Domnului se va face la Baia Mare. De data aceasta și poate și în viitor. O să vedem cum o să iasă. Masa se va servi lângă sala de sport. O parte vor mânca acolo, mai ales cei mai în vârstă, cei care nu se pot deplasa, cei care n-au mijloace de transport și noi, cât avem mijloace de transport din oraș, o să mâncăm, care dorim să luăm masă cu frații, la cantina universității, care e la 1,5 km. Vorbești de unde s-a ținut, acolo, acolo s-a ținut. Da, am spus, acolo? Exact acolo unde am zis unde s-a ținut, exact, la sala de sport. Așa, ce e bine de știut, mesele, toate mesele vor fi aproximativ 60 de lei, dar nu este obligator să se iei toate mesele. E vorba de 4 mese. 2 prânzuri, un mic dejun și o cină. Și taxa de sală, v-am spus că va fi o taxă de sală, pentru noi care nu o să ne cazăm, va fi 10 lei pe zi. 10 lei pe zi. Pentru că este valoare. Deci sala are o valoare și s-a închiriat și trebuie plătită. Pot să spun, vă pot spune în mare, deci în mic dejun 10 lei, după aia prânz 18 lei și cina 14 lei, cam așa ceva. Da.
Ținând cont că, na, nu zic că nu se poate găsi și mai ieftin, dar iar zic, nu-i ca meniul zilei, că îți dă ceva mai mult. Îți dă mai mult decât meniul zilei și sperăm, cum am spus, să fie o binecuvântare. Ce e important și pentru voi, am făcut formular de înscriere, care va trebui să fie completat și de către noi, ca să știm exact cam cât o să luăm mesele, cât o să participăm, ca să știm cum să facem repartizarea, câte scaune să se pună în sală. Deci, mai multe informații, să avem mai multe informații. Și o să vă rog să nu amânați prea mult, să vă scrieți, că nu este foarte greu să vă înscrieți și datele să le centralizăm, eu o să le centralizez și le voi trimite după aia la Paul, că el va face centralizarea pe țară, că el se ocupă cu înscrierile. Și termenul limită, ce am pus să vă aduc aminte, de înscriere la această adunare, 31 martie. Deci, din timp trebuie să facem ca să nu lăsăm pe ultimul moment. Bun. Cam aceasta ar fi. Sper să vă bucure, fiindcă este în orașul nostru și este și aproape. Da, frate Monia? Om cuvânt, dacă se poate. Da, te rog, te ascult. Vă dau câte declarație. 4 camere pot să vă servesc cu câtă dragoste care mi-a dat Dumnezeu. Mă înțelegeți? Dacă o fi frați care doresc să se cazeze. Dacă o fi frați care da, pot să plătească. 4 camere le pot da la dispoziție. Bine, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Și chiar asta am mai vrut printre alte lucruri, că contez că nu o să mă lăsați să lucrez singur și doriți și voi să fiți răsplătiți de către Domnul. Și fiecare cu ce are în mână, cu aceea. Poate nu toți au, ca și fratele Vasile, să pună la dispoziție camere, dar pot să ajute cu un sfat, cu să ridice de ceva, să va fi de lucru. Va fi de lucru și nu se cere nimănui mai mult decât are fiecare. Am rămas în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, după cât am înțeles eu. Urmează capitolul 6 și Domnul Iisus, de fapt, continuă în predica Lui de pe munte, în capitolul 6, și începe versetul 1 din capitolul 6, spunând, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în cerul. Mai țineți minte, când am mai fost aici la masă, că în capitolul 5, am amintit acolo din versetul 20, tot din Matei, Domnul spunea ceva despre neprihănire. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și vă mai aduceți aminte și Domnul Iisus punctează foarte des acest lucru, că tot ce făceau fariseii, făceau ca să fie văzuți de oameni. Neprihănirea lor era o neprihănire exterior. Făceau rugăciuni publice lungi, milostenii și tot felul de lucruri ca să fie văzuți de către oameni. Și Domnul ne spune în versetul 5:20 Matei că dacă neprihănirea noastră nu va întrece, în sensul, dacă neprihănirea noastră va fi de genul cum este a fariseilor, cu niciun chip nu vom intra în împărăție. Deci ei, cărturarii, puneau accent pe neprihănirea exterioară, neglijând partea interioară care era plină de murdării. Așa cum spunea Domnul în Matei 23, țineți minte că sunteți ca și mormintele văruite care că din afară sunt frumoase, dar în interior sunt pline de oase și de tot felul de murdărie. De aceea Domnul ne spunea că noi trebuie să punem accent pe neprihănirea autentică, care izvorăște din interior spre exterior.
și nu acea neprihănire care se manifestă doar pentru a impresiona pentru pe cei din jur. Da, fățarnică, exact. De aceea, în versetul acesta care îl analizăm, acum Matei 6 cu 1, Domnul Iisus iară ne avertizează că dacă noi ne vom manifesta neprihănirea noastră ca să fim văzuți de oameni, ne vom pierde răsplata de la Tatăl nostru cel Ceresc. Închideți ușa, vă rog. Mă gândeam care ar fi cauza pentru care în noi oamenii avem acest prost obicei de a face lucruri ca să fim văzuți de alții. Și am găsit cel puțin două explicații. O explicație ar putea fi, nu știu dacă sunteți de acord sau nu, faptul că unii dintre noi suferim mai mult sau mai puțin de un complex de inferioritate. Adică ne simțim inferiori celor din jurul nostru. Și atunci, ca să căpătăm cumva încredere mai mult în noi și apreciere celor din jur, încercăm să facem și noi lucruri prin care noi să ieșim în evidență și ceilalți să vadă din palme, să ne aplaude și să ne simțim mai bine. No, într-adevăr, nu sunt așa de inferior sau așa de slăbuț ca și fratele de lângă mine. O altă cauză, imediat îți dau voie, o altă cauză ce am observat e faptul că uneori, din cauza că ne cuprinde mândria, vrem să ieșim iar din nou în evidență și atunci facem anumite lucruri ca eul nostru să fie slăbit, pentru că altfel mândria numai din asta trăiește, din laudele celor din jur. Te ascult, Mihai. Nu, am să zic că dacă tu ai considerat că noi ne vedem mai jos nici ca alți oameni, ai o faptă... Mai inferior e o faptă bună, mă gândesc. Da, da. Numai acest lucru nu trebuie să ne împingă să facem lucruri cu motivație greșită. Că aici e problema. Eu înțeleg că Domnul Iisus, aici, în versetul acesta, punctează aspectul că dacă facem anumite lucruri, cum zice, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Deci orice lucru nu trebuie să facem ca ceilalți să ne vadă, ca să ne aprecieze sau ceva. E bine să apreciem pe cineva care face un lucru bun, dar nu acesta trebuie să fie motivația care să ne împingă să facem anumite lucruri. Oricare ar fi cauza care ne împinge uneori să facem anumite lucruri, ca să fim văzuți de oameni, ea are o motivație greșită. De aceea trebuie să fim totdeauna atenți când facem ceva, să ne întrebăm care este motivul pentru care fac acest lucru. Iar dacă motivația acțiunii noastre este dragostea față de Dumnezeu și semenul meu, atunci acea acțiune, acea manifestare a neprihănirii noastre va fi acceptată și răsplătită de către Dumnezeu. Și în acest sens, Domnul Iisus chiar ne dă un exemplu în care ne putem manifesta greșit neprihănirea noastră și continuă după aia în versetul 2. Dacă aici la versetul 1 ați dori să vă aduceți și voi aportul, să completați cu ceva, să întrebați ceva. Da. Aici și Pavel arată, în mine sunt doi. Da. Și omul firesc, întâia mai place, la oricine asta. Deci nu cred că numai când e foarte sincer, da, da, să-l auzi, să spui ce frumos ești tu, ce putare ești tu și atunci e bine. Da. Nu-i place să pui partea cealaltă de mustrare, de lucruri care umilință, care răbdare, care, deci care te duce la omul dinăuntru să propășească, să avansează. Îi place, deci asta e omul. Omul e cam firesc, în general. Și noi ne numărăm între aia, dacă am fi sincer. E foarte adevărat. Și de-aia Domnul amintește că știa că lucrul acesta este în pericol. Și ce faci la oricine, dacă omul e creat așa și cu o autoapărare. La unul, dacă îi spui imediat ceva, deci nu din cumva... Neavoință. Imediat el replică sau ceva asta acesta. Și aici înțeleg eu că totul... Deci noi nu trebuie totuși să ne arătăm înaintea oamenilor. Și mai jos versetele să explică cumva și într-un fel și chiar lucrurile firești, chiar și lucrurile rugăciunea, deci da. Da, iar nu de tot acolo. Da, da, da. Întâi fratele Jos și după aia fratele Sandu. Dreptatea sau neprihănirea aceasta are câteva cauze la bază.
ai amintit amândouă, da. Le reamintesc din nou ca bază. Atât inferioritatea, cât și mândria pornesc din cauza conștiință care nu are umilință față de voința lui Dumnezeu și lasă ca voința inimii lui să-și etaleze neprihănirea vizibilă. Dacă conștiința este o conștiință în armonie cu voința lui Dumnezeu, nu va căuta să o etaleze în față. Ce-a fac un umilit, când face un lucru bun cuiva, o faptă bună, nu o face strâmbițând în fața ta. Exact. Un ascuns, că el un ascuns îți va răsplăti. Vrea să spună că această neprionire nu se face cu scopul de a face o publică. Exact. Ci se fie făcută în ascuns. Exact. Asta pune accent Domnul Iisus și vom vedea și versetele. Pentru că intențiile inimii, dacă controlată de o rațiune, în armonie cu Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, conform Scripturilor, el niciodată nu s-a folosit de aceste două alternative, inferioritatea, sau că nu va fi, opusul. Că voința lui va fi în armonie cu caracteristicile unei conștiințe, în acord cu Spiritul Sfânt și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Fratele Sandu, da? Când Domnul Iisus era pe drumul crucii, ne aducem aminte că vorbește că el trebuie să plece la Ierusalim, să fie chinuit, să fie batjocorit de bătrâni, așa mai departe, să fie omorât, dar a treia zi va învia. Petru, ca să-l măgurească, ia deoparte și spune, Doamne, ferește să-ți se întâmple ție așa ceva. Care a fost răspunsul Domnului? Înapoi a mea, Satanul, că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile ale oamenilor. Deci ce avem de spus, să spunem pe față, da? Și cu gândurile, nici de cum, omenești. Așa este. Acestea nu zidesc. Așa. Fratele Mihai, te și după sora. Eu doar vreau să zic foarte simplu că lucrurile care se fac în public, se fac ca să aducă un fel de mândrie oamenilor, adică să vadă că tu ești un anumit om, și mândria merge înainte că de foarte adevărat. Foarte simplu. Doar. Foarte adevărat. Sora Mariana, vrea să spun? Să întreb la cuvântul ăsta neprihănire, neprihănirea înseamnă dreptate. Deci, dacă am înțeles bine, are origine slavonă cuvântul. Neprihănire noi, e pentru noi ce folosim în viața de zi cu zi, este dreptate. Neprihănire înseamnă dreptate. Ceea ce este drept, ceea ce este drept, mă gândesc, sau după cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșie, nu? Ce să zic? Poate să aibă, dar sensul primar lui acesta, dreptate. Da? Această curățenie. Această dreptate, nu dreptate omenească. Da. Că ea e alternativă. N-are o stabilitate, n-are baze sigure. E relativă. Numai dacă e o dreptate stabilită de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și dreptatea noastră, numai în dreptatea lui Iisus, îi aprobată de Dumnezeu sau îi modelată după standard. Da. Fratele Daniel? După cum știți, și în fericiri, Domnul Iisus pune baza formării caracterului uman. În detrimentul legii care modelează exteriorul, adică neprihănirea de ochii oamenilor, Domnul Iisus pune baza legii formării caracterului, ceea ce este neprihănirea după voia lui Dumnezeu. Așa. Și tocmai, cred că Domnul Iisus asta subliniază aici. Faceți-vă drepți în ochii lui Dumnezeu și nu umblați după dreptatea arătată sau modelată de lege, care, de fapt, este după. Da. Pentru că legea punea un special accent pe partea exterior. Pe partea exterior. Iar caracterul, format caracterul și chiar dacă voi fi drept în ochii oamenilor, dar din caracterul meu, nu cred că Domnul Iisus spune să nu fiți drept în ochii oamenilor, dacă caracterul vostru este drept. Da. Am mai povestit data trecută, când am mai fost aici, că cine este drept în interior, este și în exterior. Așa
Problema este că să nu fim doar, să nu fim doar în esterul, că atunci s-ar putea să fie doar fățărnicie. Ce am vrut să zic totuși la ce ziceai tu? Și legea avea și partea interioară, dar evreii nu au putut să o sesizeze. Ei au sesizat numai partea, Domnul a scos în evidență partea interioară a legii. Că și aia avea parte să-L iubești pe Dumnezeu. Ai lucrat cu partea interioară. Și altele, să-L iubești aproapele tău. Dar ei nu s-au bazat numai pe să nu-L fur, să nu-L mințesc, să nu-L înșel. Deci numai pe partea exterioară. Litera legii. Exact. Fără să vadă spiritul, uite-te și în sabat, dacă are o problemă și o excepție, are nevoie de ajutor. Da. De exemplu, dacă ne uităm la Decalog, aproape toate, în jur de 6-7, spune să nu. Da, exact. Numai prima, zice, să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele, a doua, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, da, și să respecti ziua de odihnă. Iar restul totul e să nu, să nu. Să nu. Și aceasta i-au dus într-o direcție greșită, pentru că ei erau nici la nivelul ăsta să nu. Că erau sub acest nivel, mă, nu face asta, dar ei cădeau în aceasta. Și aceasta a fost o slăbiciune a lor față de lege, că n-au putut-o îndeplini, cum zice Apostolul Pavel. Nu, legea nu era perfectă. Ei nu erau la înălțimea să o pot respecta, ca să pot avea o dreptate din interior spre exterior și nu față de oameni, ci față de Dumnezeu prima dată. Că dacă iubești pe Domnul Dumnezeu, atunci o poți iubi și pe aproapele. Și nu îi face o manifestare exterioară, vizibilă, ci din interior, cu iubire, aplici, da, iubirea față de aproapele, ca și făcând lui Dumnezeu, nu oameni. Exact. Și în versetul 2, să citim acum din Matei 2 până la 4, Domnul vine cu un exemplu concret în care ne putem manifesta fățărnicia noastră. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Milostenia sau dărnicia este o formă a dragostei pe care noi o manifestăm față de aproapele nostru aflat în nevoie. Nu este suficient să spunem aproapele nostru că îl iubim, noi trebuie să demonstrăm acest lucru prin faptele noastre. Și în acest sens, în Ioan 1, Ioan 3, 16 până la 18 citim. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dragostea noastră față de frați trebuie să o arătăm prin fapte, nu doar prin vorbe. Textul ne spune că dacă noi ne închidem inima față de fratele nostru, care este nevoie, dragostea lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Nu mai rămâne în noi. Dar nu numai dragostea trebuie să o demonstrăm prin fapte, ci și credința noastră. Există o puternică relație între credință și fapte, iar modalitatea cea mai importantă prin care ne putem întări și desăvârși credința noastră este prin făptuire, prin ajutorarea semenilor noștri. Acest aspect îl evidențiază foarte bine Apostolul Iacov în Iacov 2, de la 14 până la 22 și versetul 26. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate are credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi un om nesocotit că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost socotit el. N-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui. Și prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. Iar în final, în versetul 26, Apostolul Iacov concluzionează: după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Credința care se limitează doar la vorbe nu este mai mult decât credința dracilor. Pentru a prinde viața, ea trebuie să fie însoțită de fapte. Acestea desăvârșind credința noastră. Din acest punct de vedere, faptele noastre sunt un barometru al credinței noastre. Dacă făptuim mult, înseamnă că avem o credință puternică. Dacă făptuim puțin, înseamnă că avem... Versetul 24. Versetul 24, numai un pic. Imediat. Să deschid. Deci, ești acolo. Da, vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Da. Pentru că unii consideră că Iacov îl contrazice pe Pavel, dar cred că eu cred că totuși el vrea să punteze doar anumite excese ale unora care l-au înțeles greșit pe Pavel, că nu mai e nevoie de fapte, că... De faptele legii. Exact, Pavel. Asta... explică acolo că vorba de faptele legii, dar acestea sunt fapte de credință. De fapt. Da? Iacov îl completează pe Pavel, dacă suntem atenți la imaginea corectă a expresiilor și unuia și altuia. Da, e foarte adevărat. E foarte adevărat. Făptuirea are un spectru foarte larg, dar astăzi ne vom limita la o nuanță acesteia despre care vorbește textul nostru din Matei 6, și anume acea făptuire care e legată de milă. Făptuire cunoscută ca milostenie, binefacere, ajutorarea celor săraci, dărnicie. Ce ziceți, este important să practicăm această virtute? Absolut. Sunt argumente scripturale pentru aceasta. Destule. Stați să vă spun câteva dintre ele. Poate mai aduceți și voi. Un prim argument și cel mai important pe care l-am amintit mai devreme este dragostea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele noastre. După cum reiese din textul care l-am citit din 1 Ioan 3, 16-18. Un alt argument l-am găsit în Evrei 13:16, unde zice: să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Auzim? Milă voiesc și nu jertfe. Deci, dărnicia e o jertfă plăcută lui Dumnezeu. O altă motivație o găsim în Proverbe 14:13. Cine asuprește pe sărac, bajocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, ce face? Cinstește pe ziditorul său. Manifestând milă față de cel lipsit, noi îl cinstim pe Dumnezeu. Mare lucru. De asemenea, Proverbe 19:17, iar un text interesant. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Ce ziceți? Vreți să-L faceți pe Dumnezeu datornicul vostru? Dacă vreți, știți că El are cea mai bună bancă. El răsplătește însutit tot ceea ce face. Nu poți să duci banii cu tine în moment, dar poți să-i primiți înainte. Exact. În banca cerească. Poți să-i investești pentru eternitate. E foarte bine. Și e foarte bine discutat subiectul începând cu primul verset din capitolul 6, versetul 1. Ca să nu facem de ochii. Da. Ajungem exact și la punctul acesta, că dărnicia e bună, dar trebuie să vedem cum o facem. Și am vrut să vă aduc un exemplu despre un om care a fost campion, am zice noi, în acest sector sau în acest domeniu al dărniciei. Să ne amintim puțin de neprihănitul Iov, despre bogăția căruia a vorbit și Dumnezeu și Satan. Dar care a înțeles atât de bine valoarea acestei virtuți, încât, cum am spus, a devenit un campion al milosteniei. Iată propriile lui cuvinte. Citim în Iov 30:25. Nu plângeam eu pe cel amărât, n-avea inima mea milă de cel lipsit. Și nu știu, acum cred că e versetul 31, acum cu 16, dacă nu mă înșel, că aici am spus pe segmente. Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei,
Dacă mi-a mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna miilor mei. Însă într-o zi nefericită a pierdut totul. Rând pe rând, toate bunurile materiale, inclusiv copiii, numai soția lui i-a rămas. Dar știți ce n-a pierdut? Ce a dat săracilor. Și aia nu a pierdut. Dar ce a dat săracilor, apropo de trimis înainte, aia nu a pierdut. Ai rămas în contul lui Dumnezeu. Foarte bine păstrat. Văzut Dumnezeu, de viața lui nu te atingi. L-a lăsat. Exact. Și aceea e datoria, aceea e o întors înapoi pe urmă. Exact. Deseori Dumnezeu, fiind în nevoie, s-a împrumutat de la acest om bogat și milostiv, dar după ce au trecut suferințele, Dumnezeu a socotit că a venit timpul să-i returneze împrumutul și încă cu o dobândă semnificativă și care s-a dovedit constantă de-a lungul veacurilor. Și o să citesc din Iov 42, pe sărit așa, versetul 12, dar fac legătură cu ce este înainte. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Și zice mai jos, în cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. Doar copiii a primit, dacă nu înșel, la fel. La fel, în același număr. Dar restul a primit, zice, îndoit. Să nu uităm de exemplul acesta frumos pe care mi l-a lăsat Scriptura. Și bineînțeles, Domnul Iisus care a făcut cel mai mult bine, cea mai multă milostenie pe acest pământ. Da? M-am zis din proverbe, zice, cine dă cu mână largă, mai așa. Mai avut se face. Da, exact, așa. Nu sărăcește. Cine ține pentru... Sărăcește. Cine să sărăcească. Economisește prea mult, sărăcește. Așa este. Așa este. Dar aici trebuie credință, apropo de credință. Trebuie credință. Știți de ce Dumnezeu o procedat în felul acesta vis-a-vis de Iov în realitate cu copiii, el de multe ori se ruga pentru lucrurile lor rele pe care le făcea și se ruga să ierte Dumnezeu. De aceea l-a împrumutat pe Dumnezeu și i-a dat alții, probabil mai buni, cu o educație pe urmă pe care le-a dat-o, având comparație, știind că ei nu au făcut întru totul voia lui, după pretențiile și cunoștințele și felul lui de viață, da, pe care l-o trăit. Așa e. Un ultim argument, și precis că mai sunt și altele, ce am găsit eu pentru a practica această virtute, este că dacă facem acest lucru, nu vom duce lipsă, ci din contră, cum l-am amintit și fratele Iuliu, vom avea parte de binecuvântări și nu de blesteme. Cum citim în Proverbe 22, cu Nodezi, Cartea Proverbelor abundă în texte care ne încurajează pentru a face această faptă bună, această virtute sau practică. În Proverbe 22, cu 9, citim: omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Iar în Proverbe 28 cu 27, tot în acest sens, cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Cred că sunt suficiente argumente scripturale pentru a constata că trebuie să practicăm această virtute. Dar textul pe care îl analizăm din Matei 6, de la 2 în jos, ne avertizează că nu este suficient să facem milostenie. Noi trebuie să știm și cum să o facem. Oricât de valoroasă este milostenia, dacă este făcută să fie văzută de oameni, ea își pierde valoare. Și în acest sens, vă este cunoscut acest aspect că în media, mă refer la televizor, în ziar, pe internet, putem vedea, auzi, citi o grămadă de fapte de milostenie care sunt înghițate de recunoaște toată țara. Și care sunt contrare a ceea ce este scris în Scriptură. E bine să se facă bine, dar când se trâmbițează, nu este din soara mea, întâi, și apoi... Despre sărăcia lui. Da, așa, exact așa zice textul. Da, dar și acolo vezi, de multe ori anunță. Nu vrea să se știe numele. Da. Vedeți? Sunt puțini.
Deci nu, deci dau una și... Mulți fac chiar emisiuni ca să aibă, cum zice, un rating, că au venit ăla în direct și spune, dau atâta și fac atâta și așa mai departe. Nu zic, dorința aceasta de a ajuta este un lucru foarte bun. Dar vedeți că trebuie să învățăm cum să facem orice lucru. Nu-i suficient să faci milostenie, nu-i suficient să te rogi. Vom vedea mai încolo. Trebuie să știi și cum să te rogi. Ca gestul tău, fapta ta să fie acceptată înaintea lui Dumnezeu. Deci, este bine să facem fapte de milostenie, dar dacă acestea sunt făcute, așa am zis, în așa fel încât să fie văzute de oameni, știți că ne primim răsplata? Dar știți unde? Aici. Oamenii ne apreciază, ne laudă, dar Dumnezeu nu ne mai răsplătește. Și cu atâta rămâne. Cu atâta rămâne. De aceea Domnul ne îndeamnă ca milostenia noastră să fie făcută cu multă discreție. Să nu știe stânga ce face dreapta. Asta înseamnă discreție totală. Ca faptele noastre să fie văzute de către cine? De ce? Pentru că Dumnezeu are această capacitate de a vedea în ascuns. El ne vede și faptele bune făcute în ascuns și faptele rele făcute în ascuns. Dacă aici, la acest text, aveți și voi de completat. Milostenia e un lucru foarte... Voi știți că sunt acum datorită informației care l-am de mâna noastră, secte, nu secte, că nu creștine, până în India, care numai de milostenie și de bunătate vorbesc. Deci toată nevul lor e spre a face. Dar nu suficient. Deci ne dă un răspuns foarte clar și cu rugăciune. La primul verset îi dă răspuns cele două exemple date de Domnul. Cu privire la milostenie și cu privire la rugăciune care poate au discutat data viitoare. Da, exact. Deci ne dă un răspuns. Voi orice lucru faceți, să nu faceți de ochii oamenilor. Ca să fie cineva. Voi dacă faceți, să faceți pentru Domnul. Și asta e lucrul ăsta, numele Domnului. Deci e un lucru frumos. Dar și ăla să fie numele Domnului. Cu adevărat, pornit, ați amintit un lucru care e foarte, foarte frumos din interior. Deci totul să pornească dintr-o inimă sinceră, curată, să vrei. Că, deci doi bănuți poate mai de valoare ca și mulți alții. Deci, exact. Deci e un subiect vast, am spus milostenia, care putem să luăm din mai multe. Și dacă o vom înțelege, vine ferice de noi dacă ne vom numi printre aia. Și cum am zis, Dumnezeu întotdeauna a avut oameni credincioși și cu asta închei. Da. Cum mai fost o foioc și a fost alții și alții și în ziua de azi, fraților. Da. Sunt oameni credincioși și cu milostenie și care și astăzi, ca întotdeauna Dumnezeu a avut oameni. Da. Domnul Iisus, și cred că e bine lucrul acesta, așa cum punctea și fratele Valentin, să nu vorbește despre aspectul că milostenie n-ar fi bună, dar punctează aspectul că această milostenie, chiar fiind o faptă deosebită, trebuie făcută cu mare atenție, cu discreție. Nu ca să fie trâmbițată, să fie cunoscută de către toți oamenii. Și lucrul acesta, dacă îl reținem și în ziua de astăzi, pentru ziua de astăzi, este un lucru câștigat. Dacă încercăm totdeauna să ne analizăm faptele noastre, să vedem care e motivația pentru care fac lucrul acesta. Să mă vadă fratele și sora, sau din dragoste față de Dumnezeu și față de fratele meu? Spre slava cui? Spre slava cui? Da. Că suntem foarte, foarte, foarte ușor, suntem vulnerabili în partea aceasta și greșim de multe ori că încercăm să confiscăm slava care se cuvine lui Dumnezeu și să ne luăm, să ne atribuim nou. Și asta e un lucru foarte, foarte greșit. Ne slăvim pe noi și nu pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să lăudăm numai pe El și vom încheia programul de astăzi cu cântarea 249. Fraților, Dumnezeu cu voi și Dumnezeu cu noi. Fraților, Dumnezeu cu voi, cu iubire ne despărțim. Domnul cu voi, Domnul cu voi.
știe. El credincios păstor este, la ce iarăși ne trunește. Domnul cu voi, Domnul cu voi, Dumnezeu cu voi, fraților mei. Dumnezeu cu într-un loc vom fi, tot în genunchi-o despărți. Cu oastea cerească luna, pe Domnul vom lăuta. Domnul cu voi, Domnul cu voi, acum la sfârșit de veac. Ajută-ne, Doamne, să ajungem în împărăția Fiului Tău. Atâta de mult dorim regatul Tău de pace și binecuvântare, să se termine odată cu necazul, cu durerea și în urmă ultimul dușman al omului care va fi moartea. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși, binecuvântează-ne casele noastre, familiile noastre, copilașii și nepoței, fiecare care are și a tuturor credincioșilor de pe lungul și latul pământului. Doamne, ajută-ne și ne rugăm pentru împărăția Ta, Doamne, că dorim cu drag să ne întâlnim cu cei care au plecat dintre noi, cu părinții noștri și cu cei credincioși care au fost credincioși și și-au sfârșit calea cu credință. Doamne, Tu-i cunoști pe fiecare în parte, pentru cei ce sunt ai Tăi. Ajută-ne să ne numărăm și noi printre cei credincioși, nu numai cu vorba, ci și cu fapta, să trăim după voia și cuvântul Tău. Și totodată ne rugăm ca să ne ierți, iubitule Tată din cerul, în numele Domnului Iisus, că-i cu neputință să nu greșim, mai mult sau mai puțin. Doamne, n-am dorit să facem rău sau n-am dorit să greșim, dar neputințele sunt atât de mari și Tu le vezi și le cunoști, de aceea, în numele Domnului Iisus, iartă pe copiii Tăi de pe lungul și latul pământului și ajută-ne pe mai departe să fim credincioși. Te rugăm la despărțirea noastră să fii cu fiecare în parte, să binecuvântezi pe fiecare în parte cu ce vezi Tu care lipsă și de trebuință să ne luptăm lupta bună a credinței până la capăt. Lăudat și binecuvântat să fii Tată Ceresc Iehova, în numele drag și scump al Domnului Iisus. Îți mulțumim pentru toate, îți cerem toate. Amin. Amin.